Ample desfășurări de forțe la Râmnicu-Sărat pentru închiderea depozitului de deșeuri municipale. Lucrările la fosta rampă de gunoi de la marginea orașului au demarat în această toamnă și se derulează pe parcursul unui an. Peste 7 milioane de lei vor fi cheltuiți pentru închiderea depozitului de deșeuri. Se lucrează intens, un șantier cum n-am mai văzut de mult, pentru închiderea depozitului de deșeuri municipale, o lucrare de mare anvergură. Punem astfel punct unei altă capitol, să spunem, care ne crea mari probleme. Pentru închiderea fostului depozit municipal de deșeuri în zonă vor fi consolidate drumurile de acces, se vor realiza straturi impermeabile pentru ca deșeurile existente să nu mai pătrundă în sol, se va amenaja gazon și se vor planta copaci. Potrivit autorităților, în viitor, locul fostei rampe de gunoi va fi înlocuit cu o zonă verde.